Și bine ați venit pe canalul meu. În acest video vă voi arăta cum să realizați acest model ajur tricotat. Nu va fi greu de făcut, dar oricum pentru fiecare rând vă voi arăta câte două repetiții, așa ca să se înțeleagă cât mai bine modalitatea de lucru al acestui model tricotat. Vreau să specific că acest model este un multiplu de 12 și pentru acest exemplu pe care îl vom face împreună, am pus pe Andreea 36 de ochiuri uh, și se obține lucrând 16 rânduri. Bineînțeles, aceasta este partea din față, dar acum vreau să vă arăt și partea din spate care este la fel de frumoasă, chiar dacă nu este un model reversibil, cred că se potrivește la orice model, văzând că uh, și partea din față și partea din spate au un efect destul de interesant și frumos. Și acum, după această introducere, în cazul în care sunteți interesați la acest gen de tutorial, atunci rămâneți cu mine să vedeți cum se lucrează acest model ajur. Și acum vom începe să lucrăm primul rând și vom începe să lucrăm două ochiuri pe dos. 1. 2. După care trebuie să facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, asta înseamnă că următoarele două ochiuri le vom lucra împreună pe față. Și după ce am făcut această scădere, trebuie să facem un dublu jeteu, adică învârtim firul în jurul andrelei de două ori. Vedeți în felul acesta. După care facem o scădere cu înclinația înspre stânga, adică trecem un ochi fără să lucrăm, după care următorul ochi îl vom lucra pe față și suprapunem ochiul trecut peste ce lucrat. După care trebuie să facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, lucrăm următoarele două ochiuri împreună pe față, din nou, un dublu jeteu, învârtim firul în jurul andrelei de două ori, o scădere cu înclinația înspre stânga și terminăm modelul cu două ochiuri pe dos. 1, 2. Și acum acest model trebuie repetat exact așa cum s-a început până la sfârșitul rândului. Depinde, bineînțeles, câte ochiuri aveți pe Andreea, dar cum am specificat la începutul acestui video, vă voi arăta câte două repetiții pentru fiecare rând, așa ca să se înțeleagă. Așa că acum, exact cum am început, repetăm modelul, făcând două ochiuri pe dos, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, învârtim firul de două ori în jurul Andrelei, după care facem o scădere cu înclinația înspre stânga, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, din nou o scădere cu înclinația spre stânga și terminăm modelul cu două ochiuri pe dos. După care, bineînțeles, repetați acest model până la sfârșitul rândului. Și acum a venit momentul să începem să lucrăm cel de-al doilea rând, așa că în acest rând toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă, asta înseamnă că ochiurile care le vedem pe față vor fi lucrate pe față, în schimb ochiurile care le vedem pe dos vor fi lucrate pe dos. În ceea ce privește GT-urile, sau mai bine zis dublu jeteu, acela va fi lucrat pe dos în două moduri uh, diverse, așa că acum vă voi arăta acum uh, ca să obține, bineînțeles, două ochiuri, văzând că avem un dublu jeteu. Dar, după cum am spus, începem al doilea rând, lucrând ochiurile cum se prezintă. Vedeți, acest ochi este pe față, l-am lucrat pe față și ochiurile care sunt pe dos le voi lucra pe dos. După care, jeteul, sau mai bine zis, primul jeteu care se află pe andrea va fi lucrat pe dos în mod normal. Dar trebuie să fim atenți să nu pierdem uh, cel de-al doilea jeteu, așa că, după cum vedeți, am lucrat primul jeteu, dar, pentru a putea lucra și cel de-al doilea, trebuie să lucrăm prin spate, tot pe dos. Așa că, intrați cu Andreau, exact așa cum se vede în imagine, firul este înspre voi, după care, intrați cu Andreea prin spate, în felul acesta, și lucrați un ochi pe dos. Și acum, după ce am lucrat și cel de-al doilea JT, nu trebuie să fac altceva decât să continui să lucrez toate ochiurile exact așa cum se prezintă. Și când voi ajunge la următorul JT, sau mai bine zis dublu JT, îl vom lucra exact cum v-am arătat înainte. Un ochi pe dos normal și un ochi pe dos luat prin spate. Continuați în felul acesta până la sfârșitul rândului. Și acum haide să începem cel de-al treilea rând, care este foarte ușor de făcut. Vom începe lucrând două ochiuri pe dos. 1, 2, după care 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și terminăm modelul cu două ochiuri pe dos. Și acum nu trebuie să facem altceva decât să repetăm acest model până la sfârșitul rândului. Dar acum mai facem o repetiție exact așa cum am început: 2 ochiuri pe dos, 8 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 2 ochiuri pe dos. Continuați să repetați acest model până la sfârșitul rândului, după care, în al patrulea rând, toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă. Și acum haideți să începem să lucrăm al cincelea rând și vom începe cu două ochiuri pe dos. 1 2 După care facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, deci următoarele două ochiuri vom lucra împreună pe față. Facem un dublu jeteu, după care o scădere cu înclinația înspre stânga, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, o scădere cu înclinația înspre stânga și terminăm modelul cu două chiuri pe dos. Și acum va trebui să repetăm acest model exact așa cum l-am început până la sfârșitul rândului. Așa că vă mai arăt încă o repetiție. Exact așa cum am început, facem două ochiuri pe dos, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, o scădere cu înclinația înspre stânga, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, o scădere cu inclinația înspre stânga și două ochiuri pe dos. Perfect, eu voi continua să lucrez în felul acesta până la sfârșitul rândului, după care al șaselea rând se va lucra exact ca al doilea, așa că vă sfătuiesc să vă uitați la partea în care arăt cum se lucrează al doilea rând, văzând că și în acest rând toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă, dar nu trebuie să omiteți GT-urile, sau mai bine zis dublu jeteu care se va lucra pe dos normal, dar și prin spate. Perfect, acum a venit momentul să lucrăm al șaptelea rând și vom începe cu două ochiuri pe dos. 1, 2, după care facem 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și două ochiuri pe dos. 1, 2. Deci, acesta este modelul nostru pe care îl mai repetăm încă o dată. 2 ochiuri pe dos, exact așa cum am început, 8 ochiuri pe față, și două ochiuri pe dos. Așa că, după cum am spus, repetați acest model până la sfârșitul rândului, după care, în al optelea rând, toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă. Și acum haideți să lucrăm al nou-lea rând, dar de data aceasta vom începe rândul cu o scădere cu înclinația înspre dreapta, deci următoarele două ochiuri le vom lucra împreună pe față. După care facem un dublu jeteu, o scădere cu înclinația înspre stânga, 4 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu și o scădere cu înclinația înspre stânga. Deci acesta este modelul nostru pe care îl mai repetăm încă o dată așa ca să se înțeleagă cât mai bine. Exact cum am început, facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, o scădere cu înclinația spre stânga, 4 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4, după care facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu și o scădere cu înclinația înspre stânga. Deci repetați acest model până la sfârșitul rândului, după care al 10-lea rând se va lucra exact ca al doilea. Și acum începem să lucrăm al 11-lea rând și vom începe făcând 4 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, după care facem 4 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4 și 4 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4. Perfect, acesta este modelul nostru pe care îl mai repetăm încă o dată, exact așa cum am început. 4 ochiuri pe față. 4 ochiuri pe dos, 1, 2, 3. 4 și 4 ochiuri pe față. 2, 3, 4. Repetați acest model până la sfârșitul rândului, după care în al 12-lea rând toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă. Haideți să începem al 13-lea rând, făcând o scădere cu înclinația înspre dreapta, după care facem un dublu jeteu, o scădere cu înclinația înspre stânga, 4 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4. După care facem o scădere cu înclinația înspre dreapta. Un dublu jeteu. Și o scădere cu înclinația înspre stânga. Deci acesta este modelul nostru pe care îl vom mai repeta încă o dată, așa ca să se înțeleagă cât mai bine. Exact așa cum am început. Facem o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu, o scădere cu înclinația înspre stânga. 4 ochiuri pe dos: 1, 2, 3, 4, o scădere cu înclinația înspre dreapta, un dublu jeteu și o scădere cu înclinația înspre stânga. Bineînțeles, acum voi continua să repet acest model până la sfârșitul rândului, după care în al 14-lea rând, sau mai bine zis al 14-lea rând, se va lucra exact ca al doilea. Acum a venit momentul să lucrăm pe ultimul rând, care este al 15-lea și vom lucra 4 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, după care lucrăm 4 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4 și 4 ochiuri pe față. Perfect, acesta este modelul nostru pe care îl mai repetăm încă o dată. Exact așa cum am început: 4 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 4 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4 și 4 ochiuri pe față. Perfect, acum voi continua să repet acest model până la sfârșitul rândului, după care ultimul rând, care este al 16-lea, toate ochiurile se vor lucra exact așa cum se prezintă. Deci acesta este rezultatul final, după ce am repetat acest model de 3 ori, ca să se vadă cât mai bine efectul, acestui model a jur, după cum se vede aceasta este partea din față, partea din spate este la fel de frumoasă și noi cu alte cuvinte pe astăzi am terminat. De acum înainte nu trebuie să faceți altceva decât să repetați de la primul la al 16-lea rând pe lungimea dorită, totul depinde bineînțeles de proiectul la care lucrați. Și după cum am spus mai înainte, noi pe astăzi am terminat. Sper că acest video tutorial v-a fost util. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți de desub la comentarii și eu vă dau întâlnire data viitoare. Ciao, ciao!